Salut! Am primit pe Facebook o notificare care îmi zicea că, iată, de 6 ani fac parte din echipa Agora. Aproape 3 ani la Agora. De 2 ani. De aproape 3 ani. De 7 ani de zile. Jumătate de an. De 4 ani. Agora încă nu era și eu deja făceam parte din ea. Sunt de la bun început în acest proiect. Cred că devine din ce în ce mai dificil să-i faci pe oameni să citească știri și materiale jurnalistice. Există multe dificultăți în a fi jurnalist. De multe ori e vorba de acele subiecte sensibile în care trebuie să menții echilibru, chiar dacă când toată lumea încearcă să țină coparte. Întotdeauna, atunci când vei încerca să îți păstrezi o poziție, indiferent de cum bate vântul și cum sună valurile, pe de o parte vei fi apreciat și aplaudat, pe de altă parte vei fi blamat. Am reușit să observ de-a lungul timpului, de-a lungul schimbărilor puterilor, guvernelor, cum imaginea noastră de jurnaliști era așa dată dintr-o poartă în alta în funcție de ceea ce scriam. Noi, de fapt, n-am făcut decât să scriem mereu adevărul. Cel mai dificil în profesia de jurnalist este să fii mereu conectat la toate evenimentele, atât în țară cât și în afara ei. Câteodată pot să am dureri de cap de la volumul imens de informații pe care trebuie să îl analizez. Foarte multe dificultăți. Cele mai mari cred că țin de resursa umană, cu alte cuvinte, să găsim colegi cu adevărat dedicați. Cel puțin pentru mine sunt două lucruri extrem de dificile. De multe ori te confrunți cu întrebarea: dar cui ești? Pentru cine scrii? Cine te plătește? Când, de fapt, menirea noastră este să fim mereu în opoziție, să punem mereu la îndoială ceea ce se întâmplă și să verificăm. Iar o altă parte dificilă este interacțiunea cu sursele. Sunt cazuri din practica noastră când telefonezi un politician sau o persoană publică și ajungi la momentul în care simți că ți se dictează ce trebuie să scrii în știrea care urmează. Nu am avut prea multă experiență și am cerut ajutorul colegilor pentru a ști mai bine cum să tratez anumite situații și cu siguranță am întâmpinat dificultăți, însă le-am depășit pentru că am avut sprijin. Este o meserie cu foarte multe provocări și foarte multe dificultăți. Au existat nenumărate hopuri. Ceea ce mă încurajează este faptul că publicul ține cu instituțiile mass media și oamenii de aici sunt rezilienți. Motivația rămâne a fi oamenii a căror istorie merită a fi povestită. Atunci când lucrezi la investigații, este primordial să le oferi surselor tale încrederea că ceea ce zic ei rămâne a fi sub protecția anonimatului. Astfel îi faci pe oameni să-ți dezvăluie mai multe detalii și îi faci să înțeleagă că tu, jurnalistul din fața lor, ești un om de încredere, un om pe care te poți baza. Trebuie să ajungi să înveți să te motivezi pe tine, să-ți placă ceea ce faci. Și eu mă bucur atunci când oamenii vin la lucru și știu că fac un lucru important. Asta este motivația cea mai mare, să știi că lucrezi cu sens pentru oameni. Motivația mea de a fi jurnalistă în continuare este responsabilitatea pe care o am în fața cititorilor care vor să fie informați corect și din surse credibile. Pur și simplu expui faptele așa cum sunt, pentru că asta fac jurnaliștii, scot adevărul la suprafață. Nevoia publicului de a avea acces la informații veridice, informații de calitate, este o condiție esențială pentru ca noi să trăim într-o lume democratică, într-o lume liberă. Ne gândim în primul rând la scopul acestei meserii și finalitatea, obiectivul, care este misiunea jurnalismului și a jurnalistului, pentru că ține de informarea fiecărui cetățean și de a-i aduce această hrană informațională zi de zi. Lucrurile nu se opresc aici chiar dacă am dat peste un eșec și cu siguranță nimeni nu a evoluat într-o secundă sau doar dintr-un pas. Un eșec înseamnă că eu ar trebui să mă opresc și să văd ce am greșit și să mă perfecționez. Pentru a face jurnalism în Republica Moldova, fără pasiune multă, nu prea ai cum să te ții, pentru că, deși este așa o idee în societate că jurnaliștii își ridică salariile în saci și merg cu ei acasă, nu este chiar așa. Eu mă tem de o viață în care ar trebui să merg la muncă și să fac ceea ce nu-mi place. Mi se pare că ar fi greu
și mi se pare că nici n-ai cum să reziști prea mult. Mă motivează să continui să fac meseria rezultatele. Atunci când vedem ecoul știrilor, avem un public activ și ei interacționează cu noi. Și vedem în comentarii când scriu că vrem să mai aflăm despre asta sau vreau să mai aflăm despre Cutărescu sau iată cum de fapt stau lucrurile. Asta mă determină să vin în fiecare zi din nou la lucru și să fac meseria, să practic meseria pe care o am cu mare entuziasm. Pentru mine, a respecta codul deontologic înseamnă mai întâi de toate a respecta dreptul sursei de a rămâne anonimă. Ori asta nu înseamnă că nu mi-asum să verific informația. Înseamnă, în primul rând, a fi sinceră cu mine. Pentru mine este important ca cititorul să aibă încredere în mine și în informațiile pe care eu le transmit. Înseamnă, în primul rând, să cam fiecare știre, acolo unde este posibil, să prezint ambele părți contradictorii, astfel încât să ofer cititorului o imagine clară. Pentru mine, respectarea codului deontologic înseamnă să respect prezumția de nevinovăție. Cu alte cuvinte, nicio persoană nu va fi catalogată drept făptaș sau infractor sau vinovat până nu îi se va demonstra cu adevărat vinovăția. Înseamnă să tratez cu deosebită acuratețe atunci când persoanele se află în situații vulnerabile, atunci când au fost implicate într-un accident, pentru a respecta viața privată a fiecărei persoane. Înseamnă să câștigi în fiecare zi încrederea publicului, a cititorilor Agora. Asta este o muncă colosală și trebuie să întrunești mai multe criterii, iar în cap de listă este verificarea surselor. Am făcut tot posibilul în acești ani ca respectarea codului deontologic pentru jurnaliștii din această echipă să însemne independență financiară pentru ei și pentru această companie. Iar independența financiară asigură independența editorială. Nu înțeleg cum aș putea să fiu jurnalist fără a încerca să găsesc mereu adevărul.